Salut! Hristos a înviat, așa se zice până la înălțare. Sunt Victoria, am 75 de ani și am avut, subliniez, am avut o afecțiune, o durere care m-a chinuit din tinerețe, de pe la 26 de ani. Această afecțiune a fost transmisă de bunicul meu, la mama mea, la mine și la unul din copiii mei. În plus, afecțiunea aceasta era accentuată până la insuportabil în momentul celor trei sarcini pe care le-am avut. În afară de durerile pe care le-am avut, aveam o stare pe care nu pot să o definesc. O stare cam... nu prea aveam stare, cam așa se zice. Dacă n-am stare, îmi venea să mă urc pe pereți. Și niciun medic n-a putut să mă ajute, pentru că nu știa ce am. Niciun tratament care mi s-a indicat nu mi-a folosit. M-am obișnuit cu durerile, m-am obișnuit cu această idee, asta e și n-am ce să fac, până când am folosit crema Liber. Eu zic Liber de dureri. M-am dat cu ea, n-am fost atentă la primele reacții care mi s-au transmis. Așa, mă dădeam dimineața, seara, mă dădeam și dimineața când mi-aduceam aminte. În momentul când am văzut că se termină tubulețul cu cremă, atunci mi-am dat seama că eu nu mai am dureri deloc la picioare. Era vorba de durerile gambelor, de la călcâie spre în sus. Dureri și acea stare pe care nu o pot defini. Când am văzut că nu mai am dureri, nu mi-a venit să cred, dar a fost foarte bine fără dureri. O săptămână, două, trei, după vreo trei săptămâni așa, au încercat să-mi apară din nou aceleași dureri. M-am speriat, imediat l-am sunat pe Bogdan, adun crema aia care mi-a adus acum o lună de zile pentru dureri de picioare. Pentru mine această cremă este o cremă minune, este un miracol. Poate să fie foarte bine și pentru dumneavoastră. Încercați!